Bună seara, sunt Daniel Vinca, vă spun de nou bine, ne reîntâlnim la Veste Alert, la Tele Neamț, aici la televiziunea ta. E o seară de foc în următoarele două ceasuri, în platoul nostru, pentru că în emisiunea mea, invitatul din această seară pe tema administrația tot la răscruce este viceprimarul municipiului Piatra Neamț, doamna Aurelia Simionică. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Iar de la ora 20 își dă extemporalul cu Alex Nechita, președintele interim al Consiliului Județean Neamț, domnul Constantin Iacoban. L-am avut aseară invitat aici pe viceprimarul cu atribuții de primar, primar interimar, cum i-am spus eu, domnul Dragoș Hitic. Și vă spun, doamnă, de pe acum și dumneavoastră, că o să cer la primărie să mi se cumpere telefon și baterie, pentru că atunci când aducem reprezentanții primăriei Piatra Neamț și discutăm cu ei, nu ce vor politicienii, ci ceea ce vor oamenii, se descarcă telefonul de la SMS-uri. Deci, stimați telespectatori, 0756539876 este numărul de telefon la care, atenție, doar SMS-uri, insist, doar SMS-uri cu tarif normal, cu informații, opinii și întrebări pe tema emisiunii pentru invitatul emisiunii. De ce doar SMS-uri? Pentru că formatul emisiunii nu permite în momentul de față să iau telefoane, e o chestiune tehnică. Doi la mână, dacă trimiteți, încercați să sunați pe telefonul pentru SMS-uri, nu poate fi citit SMS-ul trimis de un cetățean care înțelege regulile jocului din cauza unor insistențe, să le spunem, nefericite. Doamna Simionică, ne întoarcem și v-aș propune ca în prima parte, foarte pe scurt, că aseară am auzit varianta domnului Chitic, vreau să audă telespectatorii și pe noastră, în prima parte să punctăm un pic ce s-a întâmplat ieri la primăria Piatra Neamț și ce e cu acest acord prin care dumneavoastră, ca viceprimar, ca lider al taberei PSD din Consiliul Local, a spus, domnule, lăsăm deoparte orgolii politice, personale, am gândit așa. Bun, acum dacă este să discutăm sincer și cinstit, poate și situația și conjunctura și maturitatea consilierilor locali și implicarea mea directă și personală a dovedit că în cei aproape 2 ani care au trecut din acest mandat am preferat să ne aplecăm și să mă implic, discutând și în mod direct față de calitatea pe care o am eu în primărie de viceprimar, asupra problemelor de administrație. Am considerat că nu suntem în campanie pentru a utiliza tot ceea ce înseamnă armele unei bătălii politice, că sunt foarte multe probleme în primărie și foarte multe probleme în oraș și am preferat să merg direct și să mă implic direct pentru rezolvarea acestora. Era deci pe undeva absolut normal ca în condițiile în care cunoșteam situația domnului primar Ștefan și așteptam ordinul de la prefectură să existe niște discuții la nivelul grupurilor care există în Consiliul Local în momentul de față și trebuie să recunoaștem că au apărut și schimbări. Cetățenii știu foarte bine față de momentul în care s-a constituit Consiliul Local în funcțiune. În sensul că în momentul de față avem practic 3 grupuri mari și unul mai mititel, dar de multe ori acela face jocul și împreună cu reprezentanții acestor 3 grupuri am purtat discuții pentru a găsi soluția optimă. Era clar că soluția optimă era să existe câte un reprezentant din partea fiecărui grup cu atribuțiuni foarte clare și foarte bine delimitate în ceea ce înseamnă activitatea primăriei cu repercusiuni directe asupra vieții orașului. Mai mult decât atât, sperăm noi că prin această formulă vom avea și sprijinul Consiliului Local față de proiectele de hotărâri care le vor fi supuse atenției și, de ce nu, chiar inițiative mai dese și de impact din partea consilierilor locali în condițiile în care, practic, aceste grupuri sunt antrenate direct prin calitățile pe care le au șefii de grup în momentul de față în conducerea Consiliului Local și a primăriei. Vorbeați de schimbarea configurației față de momentul alegerilor locale și doar ca să subliniez cumva, amintesc că USL-ul din 2012 nu mai este apelul care a fost alianța electorală la Neamț, nu există, s-a redesenat practic Consiliul Local.
Da, PPDD-ul nu mai este... Faptul că... Și trebuie să recunosc. Au fost discuții, da? Cel puțin pe partea PSD-ului au fost discuții cu consilierii locali, cu organizația, cu biroul, conducerea județului. Au fost discuții. Am întâmpinat chiar opoziție, trebuie să recunosc acest lucru, din partea consilierilor noștri locali sau a celor care fac parte din biroul municipal. Care au zis să nu cedăm o funcție, să ne batem. Ar fi dorit să se aplice exact prevederile legale, ceea ce spune 215, că în mod normal votul este secret și fiecare votează după afinitățile politice sau poate în cazul unora chiar după simpatii. Dar având în vedere, eu cel puțin așa mi s-a părut corect, că moral era să ținem seama și de faptul că pietrenii au ales un primar de dreapta. E adevărat că domnul Chitic este independent în momentul de față, dar nu îi provine practic tot din echipa Gheorghe Ștefan. Și din echipa lui Gheorghe Ștefan. Având în vedere că practic ca și atribuțiuni, ca și împărțirea sarcinilor în primărie, lucrurile se echilibrau, am acceptat această formulă, am propus acest acord pe care l-am și susținut în Consiliul Local, după ce bineînțeles am reușit să obțin acordul colegilor mei din Consiliul Local și am ajuns la această formulă. O formulă care sper să fie benefică pentru primărie și pentru Consiliul Local, pentru că, repet, condițiile actuale din municipiul Piatra Neamț și din primărie nu ne permit bătălii de șarte politice. Da. Este nevoie de implicare, de răspundere, de responsabilitate. De echilibru. De echilibru. Este o perioadă dificilă și eu sper că această echipă formată după ultima ședință de Consiliu chiar va reuși să stabilizeze lucrurile și să le aducă măcar în limita unei normalități, dacă nu către performanță. Da, stimați telespectatori, repet, 0756539876, telefonul la care așteptăm, numărul de telefon la care așteptăm, atenție, doar SMS-uri cu întrebări, informații, opinii pe tema emisiunii și pentru invitat. Tot pe această zonă, cumva politică deocamdată, că ajungem și la administrație, aș mai insista cu o singură întrebare. Vorbeați de un respect al cumva cedării pe care a comis-o PSD-ul acum, în sens normal, nu altfel, față de votul din 2012 dat de cetățenii din Piatra Neamț. Dincolo de faptul că nimeni dintre noi nu se substituie nici organelor de anchetă, nici justiție, pe de altă parte există și prezumția de nevinovăție. Acest acord politic și faptul că el a plecat chiar și de la dumneavoastră, e, dacă vreți, și o formă de respect și de înțelegere, fie ea și umană, față de Gheorghe Ștefan și situația în care se află el? E și un mesaj așa de simpatie de la distanță? Nu, din punctul meu de vedere este o responsabilitate manifestată față de calitatea de consilier local și de aleși ai cetățenilor, în primul și în primul rând. Situația din punct de vedere uman, da, prin care trece în momentul de față primarul Gheorghe Ștefan este cu totul altă discuție. Este cu totul altă discuție, bănui că uman toți avem înțelegerea pe care trebuie să o ai într-o astfel de situație, dar dacă noi... Fără a interfera cu justiția, fără absolut, că detest, dar dacă noi în momentul de față nu găseam această soluție, nu făceam decât să creăm un factor de instabilitate suplimentar în primărie, lăsând la o parte situația angajaților, activitatea propriu-zisă a primăriei, discutăm punctual de situația financiară a primăriei, unde e clar că trebuie o echipă care să se bată umăr la umăr, în așa fel încât să aducem primăria și orașul la normalitatea despre care vă spuneam eu mai devreme. Discutam aseară cu domnul Dragoș Chitic despre aceste probleme ale primăriei din punct de vedere financiar și aici e și problema cu EON-ul. E și problema care a început a fi rezolvată, dar până nu vedem piața, nu e rezolvată. Și multe din acestea. Astăzi v-aș conduce, dacă vreți, cu discuția pe problemele punctuale ale cetățenilor, poate mici, poate uneori nu așa de scumpe, dar care dor. Știți cum e? Pe tanti Maria dintr-un sat, poate doare mai puțin de marea corupție, o doare de faptul că i s-au furat găinile și poliția nu îi găsește găinile și are dreptate. Vin pe problemele din Piatra Neamț. Aseară, după ce a ieșit domnul Chitic din emisiune, m-a ținut de vorbă o doamnă telespectatoare de undeva de pe Aleea Aurorei, aici în vecinătatea noastră, care punea astfel problema. Domnule, noi, la câțiva metri distanță de Calea Romanului, Bulevardul Strada Mihai Viteazu, vedem că atunci când ninge, se dezăpăzește Calea Romanului. Ok, e stradă mai intens circulată, ieșirea spre Roman.
Dar la noi, pe stradă, utilajele ajung mai târziu și la noi, pe stradă, sunt vreo trei grupe care nu știu ce meseriași trimis de publicitate sau de altă firmă, că le-am spus, dar de ce eu acoper numai trei grupe? Mai sunt trei. Cu coană ce te bagi, ce știi dumneata? Deci oamenii reclamă, și dacă e așa, au dreptate, zic eu măcar în bună parte, că uneori nu viceprimarii acoperă gropi. Unele servicii nu sunt la calitatea la care nu trebuie. Este un lucru pe care am încercat să-l acopăr începând cu toamna anului trecut, în ceea ce înseamnă necesitatea de a ține cât de cât legătura în primul rând cu cetățenii, indiferent dacă aceștia sunt persoane fizice sau reprezentanți ai unei asociații sau chiar societăți, în sensul că am solicitat întotdeauna în luna noiembrie cetățenilor, anul acesta cred că inclusiv în media a apărut un astfel de mesaj sau prin corespondență către asociații, să ne aducă o informare la primărie cu problemele pe care le au în zona în care locuiesc sau își desfășoară activitatea. Deci aceasta este o formă prin care noi luăm legătura cu ceea ce se întâmplă în oraș. Am extins posibilitatea lărgirii acestei informări, inclusiv în cadrul audiențelor, ca să nu discutăm de site-ul primăriei sau efectiv de telefonul de la primărie, care cel puțin pe mine personal, pe lucruri punctuale, exact cum a spus dumneavoastră, mă contactează foarte mulți cetățeni. În momentul de față, la primăria Piatra Neamț, serviciul gospodărie nu are personal suficient pentru a face noi o inventariere metru cu metru la nivelul întregului municipiu și pe toată problematica, pentru că gospodăria comunală înseamnă și asfaltare și trotuare și spații verzi, înseamnă canalizare, pluvială, probleme legate de asociații de multe ori. E dificil în câțiva oameni, tot biroul am trei oameni care trimit pe teren. Dar nu e imposibil. Dar cu ajutorul cetățenilor putem face acest lucru. Când avem situații punctuale, așa cum spuneați că v-a sesizat dumneavoastră doamna, ideal este doamna să se adreseze direct la primărie, pentru că în momentul în care eu am o astfel de informare, fie că este scrisă și atunci cu număr o trimit direct către comandă și executare la publicitate, dacă este telefonică, pun mâna pe telefon. Mi-o notez, pun mâna pe telefon, informez directorul de la PubliServ, într-o zi, două, întotdeauna îmi păstrez notițele. Analizează și el situația. Domnule, ai fost, n-ai fost, despre ce este vorba, în cât timp este gata. Încercăm să fim prompți la ceea ce înseamnă astfel de sesizări din oraș. Nu le avem întotdeauna ca și informare. În ceea ce înseamnă dezăpezirea, acum... Evident că are o capacitate, PubliServ are o capacitate. Am analizat în primărie în ceea ce înseamnă utilajele, pentru că aici numai cu utilaje putem interveni, pe care le au în dotare cei de la PubliServ și cei de la Salubritas, cei care curăță zona de poduri, de podețe, de trotuarele din zona centrală, trotuarele în pantă. Noi am prevăzut posibilitatea și am început să obținem inclusiv informații pe ce ar însemna achiziționarea unor astfel de utilaje suplimentare. Sunt costurile foarte mari, este adevărat. Vom face o analiză în luna ianuarie față de fondurile speciale care se constituie prin adunarea redevențelor pe activitatea de colectare a gunoiului, să vedem dacă în 2015 acest fond care e cu destinație, e strict, ne va permite o astfel de achiziție și în condițiile astea înseamnă că prin aducerea unor utilaje suplimentare vom avea o capacitate mai mare. Practica celor de la PubliServ, și este absolut normală, este ca în prima etapă să se curățe arterele principale, pentru că acolo este sau variantele, riscul, pentru că sau variantele, deci ca, principale, străzile mari, ca să mă exprim mai corect, indiferent care sunt, după care se intră... principale și m-am gândit la centrale, nu. Cele importante. Străzile mari, străzile importante. După care să înceapă să intre în ordinea priorităților sau după cum au programarea făcută în așa fel încât să nu plimbe un utilaj cu care să blocheze traficul sau să aibă consum suplimentar și pe zonele de cartier, pe alei. Este adevărat, în acest început de iarnă, pentru că, uite, în momentul de față, iarna a cedat, o să vedem când se întoarce la noi, atunci, câteva zile cu căderile masive de zăpadă, s-a dat prioritate străzilor acestea mari, arterelor principale, cum am spus, și s-a intrat puțin mai greu pe capitolul alei. Dar eu sper că în condițiile în care vom reuși să mărim și capacitatea
de intervenție a celor de la PubliServ, poate vom reuși chiar din primăvară sau din perioada februarie-martie, dacă ne vom încadra cu colectarea acestui fond special pentru astfel de achiziții, să mai aducem câteva utilaje. Ne dorim chiar niște utilaje mici care se poate intervine pe trotuare sau pe alei. Deci nu lama mare care nu poate să intre pe aleile, cum este și cea de pe Aurore. Sau pe străzile pe care deja un sens e ocupat de parcări. Cel puțin pe Aurore este clar că trebuie o lamă mai mică, pentru că având și parcare pe o parte sau de multe ori dimineața la prima oră chiar pe ambele părți, e dificil de curățat și de întreținut. Sărim dintr-un subiect în altul. Ăsta e farmecul emisiunii, pentru că aici se întâmplă cum ar trebui. Agenda nu o facem noi, ci o face cetățeanul, prin fluența și cronologia întrebărilor. Întrebare care deja a venit de vreo 4-5 ore acum, o așteptam. Când dă drumul primăria Piatra Neamț la ajutoarele alimentare UE? Da, am avut o discuție ieri cu firma transportatoare. În momentul de față, la nivel național, cred că de 7-8 zile a început... cred că și în Neamț avem o comună sau două, da. Eliberarea acestor ajutoare. Am avut promisiuni, mâine voi reveni însă cu un telefon înainte de a face publică știrea, inclusiv pe televiziunea dumneavoastră. Promisiunea că sâmbătă și duminică cele 12 tiruri vor veni la Piatra Neamț. Bun, din momentul în care vin tirurile, durează probabil o zi, două, trei. Nu, tirurile le descărcăm în acelea zi, nu putem să, nici din punct de vedere al organizării pe primărie, nici din punct de vedere al transportatorului, să ținem aceste alimente în tiruri. Noi suntem organizați. Nu, o zi, descărcăm... două, trei până să le dați la noi dorim de luni să începem. Deci dacă într-adevăr cele 12 tiruri sâmbătă și duminică le avem în Piatra, avem toată forța umană și toată organizarea pusă în funcțiune în așa fel încât de luni să începem această distribuire. Dar fac această specificație, în cursul zilei de mâine, în condițiile în care nu se schimbă programarea, vom anunța pe tot ce înseamnă media în Piatra Neamț locul de unde se vor acorda aceste ajutoare, programul și categoriile sau modalitatea în care le vom elibera, pentru că dacă anul trecut am avut aceste liste pe categorii, da, șomeri, persoane cu dizabilități, pensionari, venituri mici și așa mai departe, anul acesta le avem în ordine alfabetică și încercăm să concepem, în afară de a asigura un front larg de lucru, de să distribuim pe mai multe echipe pentru a merge repede, uite, vine Crăciunul și e un ajutor binevenit pentru cei care sunt în drept, să concepem o strategie în așa fel încât să nu creăm o aglomerare inutilă și un stres inutil pentru cetățeni. Azi cu cei de la social am discutat acest aspect, vom vedea exact cum se prezintă aceste liste, eventual vom face o programare de la litera la litera luni, de la litera la litera mars, în așa fel eu sper că până la anul nou oricum, chiar dacă va fi cazul să lucrăm inclusiv pe zilele libere de la bugetari, da? Cei de la asistența socială vor continua să elibereze aceste ajutoare, dar sperăm că până la anul nou cel de unde puțin le vor lua 70-80% le vom de unde le vor distribui. Lua? Vom avea mai multe puncte de depozitare cel puțin, în condițiile în care reușim să ne organizăm, eu mi-aș dori și cred că ar fi mai bine, pentru că am mai primit reproșuri, cel puțin în prima fază să le eliberăm din oraș, de la sala de sport a Clubului Sportiv Ceahlău 05. Adică este sala veche de pe Ștefan cel Mare. Da? Acolo avem loc și să descărcăm, numai că sunt 12 tiruri, este clar că vom utiliza și centrul social din Speranța, poate chiar centrul social împreună pentru depozitare. Vom vedea, pentru că după ce am eliberat tirurile, este mai departe sarcina noastră și să ne organizăm și să aprovizionăm aceste puncte de eliberare a ajutoarelor, dar oricum eliberarea în prima fază pe mai multe puncte operative se va desfășura de la această sală de sport. În cazul ăsta, sugestie de la un profan, vă rog. Trebuie vorbit cu o firmă de transport să mute un traseu de transport în comun. Vor veni oamenii, vor pleca încărcați cu aceste... Ne vom organiza bonuri, pentru că discutăm de ceea ce este bine. Anul ăsta, ceea ce este bine este că aceste ajutoare, aceste alimente vin ambalate.
Deci, practic, fiecare cetățean care este în drept să le primească va avea două cutii, numai că trebuie de asemenea să informăm cetățenii, cele două cutii se apropie de 30 de kilograme împreună. Deci este o greutate substanțială. Și nu poate căra omul în mână, de asta spuneam. Am luat în calcul și acest lucru pe care îl spuneați dumneavoastră, cu posibilitatea de a asigura un traseu pe zona respectivă. În primul rând, încă o dată, eu v-am spus o organizare, un scenariu, pe care noi preventiv l-am construit în primărie, ceea ce însă trebuie să știm foarte clar, și acest lucru se va întâmpla în cursul zilei de mâine și promit că imediat cum am informația anunț toată media și chiar vă rog permanent pe prompter să dați aceste anunțuri, vom avea confirmarea de la transportator că într-adevăr sâmbătă și duminică cele 12 tiruri cu alimente sunt în piatră. Înainte de a intra în pauza publicitară, care e foarte scurtă, stimați spectatori, fac precizarea că această precauție pe care ați sesizat-o și dumneavoastră la doamna viceprimar, că ni s-a spus, pleacă de la faptul că nu primăria este, să spun așa, operatorul pe acest proiect. Acest este un program european, național, care în Neamț este implementat sau derulat de Consiliul Județean Neamț, care el a angajat transportatorul. Noi suntem practic doar distribuitori, veriga ultimă, să spunem. Unul din cei 85 de distribuitori, 84 de distribuitori din județul Neamț. Din județul Neamț, da. Ca număr de UAT-uri. O foarte scurtă pauză publicitară, după care revenim în direct. Publicitate. Din nou în direct la Veste Alert, în partea a doua emisiunii în care discutăm despre administrația Tolan Scruce cu invitatul din această seară, doamna viceprimară Aurelia Simionică. 0756539876 este numărul de telefon la care, cu tarif normal, așteptăm exclusiv SMS-uri cu opinii, informații, întrebări pe tema emisiunii. Eu încerc să cuplez aceste SMS-uri pentru că multe repetă aceeași temă cumva, dar ele sunt foarte bine că vin. Am un cetățean care e supărat că mai sunt oameni în administrație sau cetățeni ca mine care nu doresc câini vagabonzi pe străzi, dar în schimb am vreo 4 SMS-uri care vă cer, doamna viceprimar, să strângeți câinii vagabonzi de pe străzi. Chiar și aseară ni se dădea o trasee. De Vivetica coboară o haită de câini spre spital, colțul ăla de munte, o altă haită coboară spre colțul ăsta de Dărmănești, calea Romanului, chiar până la piața, își fac cumva veacul. Ziua stau pe munte și seara spre dimineața, când e mai puțină mișcare în oraș. Cunosc această zonă. Să știți că undeva în vară am avut discuții și am încercat să găsim soluții în ceea ce înseamnă un sprijin pentru capturarea lor, inclusiv prin implicarea Asociației de Vânători. Discutăm despre tranquilizante, nu despre armă cu glonț. Dar între timp a intervenit suspendarea normelor de aplicare a ordonanței privind ultimul regim juridic stabilit pentru animalele din adăpostul, cel cu eutanasierea, drept pentru care în momentul de față suntem într-un blocaj total. Acest blocaj durează de 4-5 luni. Înseamnă că îi putem în continuare strânge de pe străzi, îi ducem la adăpost, după care nu avem pârghiile legale, nici să-i sterilizăm, să le punem crotal, să le dăm drumul înapoi pe stradă, cum am procedat până acum 2 ani, nici să-i eutanasiem. Asta înseamnă că în momentul de față, faptul că a scăzut ritmul strângerii câinilor vagabonzi de pe străzi, are ca explicație în primul rând situația creată la adăpost, unde suntem chiar peste capacitate în ceea ce înseamnă numărul de exemplare găzduite în momentul de față. Sunt probleme foarte mari atât pe ce înseamnă acest grad de colectare și reclamațiile cetățenilor, pe care vă rog să mă credeți, chiar le înțeleg. Eu sunt o mare iubitoare de animale, tot timpul am avut câini, dar în același timp și cetățenii care încurajează înmulțirea acestor câini ar trebui să-și asume pe undeva responsabilitatea. Așa cum cred că în momentul de față, și eu am mai făcut acest apel, ar trebui să-și asume față de situația creată responsabilitatea asociațiilor de profil. Pentru că primăria a intrat într-un colaps în ceea ce înseamnă capacitatea adăpostului, dar și costurile enorme cu întreținerea.
În condițiile în care ai câteva sute de câini pentru care trebuie să asiguri personal, trebuie să asiguri servicii, inclusiv medicale. Așa prevede legea, așa este și uman. Costurile trebuie operaționale, să-i hrănești. Curent. Costurile operaționale. Sunt niște costuri care sunt în creștere continuă doar pe această activitate. Doamna la Salubritas. Să mă ierte Dumnezeu și să-mi sară în cap toți de la asociațiile patru lăbuțe. Păi în condițiile în care avem în România, în Neamț, în Piatra Neamț, oameni bătrâni, ajungi în stradă din diverse motive imputabile sau nu lor. Avem copii care cerșesc pe bune la colțul străzii, care n-au ce mânca. Familii care rămân cu datorii la asociații. Și că din bugetul local noi cheltuim sume considerabile. Bun, acum trebuie să recunoaștem că inclusiv blocajul pe norme a apărut tot la solicitarea, la contestarea venită de la o astfel de asociație. Da. Dar aceste asociații pot să ne sprijine odată prin ceea ce înseamnă reluarea, dacă a existat vreodată în Piatra Neamț, procesului de adopție sau intermedierea, știu că la nivel național asociațiile s-au implicat în adopții transfrontaliere. Export de câini. Așa. Sau măcar cu ceea ce înseamnă întreținerea lor. Pentru că eu vă spun la modul sincer, mi se pare o aberație să cheltuim câteva miliarde bune în fiecare an doar pentru întreținerea acestor câini care n-au rămas. O, doamnă, aceste asociații vă vor sprijini doar în ideea în care primăria le va da lor nu știu ce miliarde ca să aibă grijă real sau doar mimând acest fapt de câini, să-i adopte și să-i găsim iarăși în stradă și iar să-i... În momentul de față, locurile care am ajuns ca la, Doamne iartă-mă, scuzată fie-mi comparația, ca la, nu știu, căminele speciale pentru oameni cu un anumit profil. Când se eliberează un loc, două, trei, prin decesul, prin mortalitatea acestor exemplare datorită unor boli incurabile, atunci putem să reluăm colectarea. Hai, în această situație am ajuns. În această situație, copiii care merg la școală cu mijloace de transport în comun sau pe jos, că nu toți părinții își duc copilul până la poarta școlii cu mașina. Dar și nu foarte... e vorba numai de copii, se poate întâmpla și unui adult exact, în putere să fie atacat sau să fie de victimă. Copii, chiar și cei care merg cu microbuzul. Microbuzul nu oprește, nu aterizează pe scara blocului. Oprește în stradă, la 5 metri, la 50 de casa respectivului, 100, 200. Deci copiii aceștia sunt în continuare victime ale unui potențial, dar real, pericol. Și eu n-aș vrea în Piatra Neamț să ajungem să vedem imagini terifiante. Sunt de acord cu dumneavoastră. Uciși. Sunt de acord cu dumneavoastră. Încă o dată fac apel la aceste asociații de profil să găsească metode să ne sprijine în așa fel încât să putem ieși din situația creată. Doamna viceprimar, încercăm să găsim soluții, anunț, inclusiv, dar și aici înseamnă costuri și înseamnă tot pe sarcina primăriei și a bugetului local. O reamenajare, o readaptare, că nici acolo nu poți să te duci cu improvizații, că ai niște norme care ți le impune DSV-ul. În ce înseamnă padocul vechi? Doamna viceprimar, anunț public că TLM oferă 9 ore, 5 ore, 10 ore de emisie gratuită, de publicitate gratuită oricărui ONG patru lăbuțe, dar atenție, nu pentru felul în care scriu scrisori frumoase, pentru felul în care blochează prin niște exprimări altfel lacrimogene de corazon, din care deduce că te iubi mai mult animal decât oamenii, sau pe Facebook. Primul ONG patru lăbuțe care vine și ajută primăria nu 100% să rezolve problema, 10%, 20%, dar nu tot pe banul public, așa putem și noi. E clar că avem nevoie de susținere la acest apel, se creează un fenomen, care e amploare în Piatra la TLM. Dar asta cu mâna întinsă la primărie și a transforma problema câinilor vagabonzi într-o sursă de venit, în timp ce, repet, oameni n-au adăpost, oameni dorm pe stradă, oameni nu au mâncare, copiii poate n-au acces la un nivel minim de condiție în unele locuințe, mie mi se pare deja exagerat. Să știți că în ceea ce înseamnă aceste parteneriate pe care le dumneavoastră le-ați menționat, la primăria Piatra Neamț nu am avut situații. Acum nu, suntem în principiu, în principiu. Corect, acum suntem în cealaltă situație în care costurile devin exorbitante și devine o povară pe bugetul local, datorită blocajului existent în adăpost. Păi primăria Piatra Neamț nu are bani pentru atâtea probleme reale
Da, intră la capitolul funcționare. Deci da, avem voie să cheltuim pentru întreținere, adică, și pentru... Adică vă certați, negociați cu EON-ul pentru că e o problemă pe fondurile primăriei, pe... Și pe partea de investiții, așa, care sunt blocate. Pe investiții. Avem, da, o piață unde trebuie bani, dă guvernul, dar mai trebuie. Avem atâtea probleme de infrastructură, de a acoperi gropii. Vorbea unui cetățean și de zăpezirea asta. E bine că vă citez acum un SMS că vor veni utilajele la primăvara alea mai mici. Până atunci ce să facem? Ne rugăm la Dumnezeu să nu ningă. E, și asta o soluție. Va trebui să ne descurcăm cu ce avem. Dar astea sunt probleme pentru oameni, pentru contribuabili. Sau nu contribuabil, că până la urmă astea sunt vremurile, și cu oameni mai cu bani și cu oameni mai fără bani. Nu mai putem de grijă. Îmi spunea un telespectator într-un alt SMS că invită oricând și presa și pe cei de la primărie, nu cu el, să meargă singuri pe muntele Petricica, pe jos. Că o să avem o surpriză, să sară din pădure haite de câini. Spunea el că sunt vreo 40 de câini acum pe Petricica, în zona releului. Dacă nu, la releu, vin din toate părțile. Vreau să vă spun, cunosc foarte bine problema, pentru că întâmplarea face pe un versant al muntelui Pietricica, este blocul în care locuiesc eu. Deci am pădurea la nivelul balconului. Zona Chimie Traian. Da, da, pe privighetorii și apartamentul este exact către munte. Acum, deci, ce să vă spun, eu sunt un bun vecin, dar în condițiile în care am vecin chiar în bloc sau în blocurile care fac parte dintr-un zonă respectiv, care îi hrănesc pe munte. Îi înnădesc, doamnă, da? Așa se spune. Veșnic, nu vorbesc de capitolul cântări, da? Dar veșnic este un pericol, pentru că de multe ori, fiind acolo un zid, un parapet de susținere a muntelui, pe care exact pe margine vin, se așează și așteaptă să fie hrăniți, ai senzația la un moment dat că te atacă, că sar de deasupra. Și de ajuns atace unul singur. Am avut efectul. Culmea asta este că au fost câțiva vecini care am înțeles că au avut conflicte cu dumnealor în parcările care sunt la baza acestui zid. Deci este o problemă, dar cred că ține și de oameni, ține și de educație. Așa cum foarte bine pe zona respectivă sau în zone asemănătoare au fost conflicte cu angajații de la Salubritas. S-au dus hingherii, cum e denumirea clasică, să-i adune și a fost aruncată apă clocotită peste ei, au fost înjurați, au fost amenințați, au fost bruscați, a trebuit să trimitem echipaj de la poliția locală pentru a permite să fie adunate animăluțele care erau pe aria blocurilor respective. Aici cred eu că e vina primăriei și a poliției, pentru că hingherul ăla își făcea o treabă. Avea unor indiferenți. Și era în folosul comunității. Dar indiferent care ar fi fost treaba lui, și dacă îl prinzi pe unul făcând altceva, n-ai voie tu să-l agresezi, să-l opărești. Deci eu cred că acolo trebuia un dosar penal pentru atac, vătămare corporală. S-au luat măsuri la momentul respectiv, dar voiam să vă spun că există și astfel de atitudini. Eu însă vreau să revin la ideea faptului că luăm în calcul să improvizăm cumva, o să am o discuție inclusiv cu DSV-ul să ne permită pe o perioadă limitată să funcționăm, dacă este cazul, și cu cel de-al doilea adăpost. Asta înseamnă însă, bineînțeles, și cheltuieli suplimentare, dar cât de cât să încercăm să mai diminuăm presiunea care s-a creat prin înmulțirea lor în ultima perioadă. Și sperăm că în alta curte va repune pe rol, guvernul știu că a atacat această decizie, va repune pe rol. Termenul încă nu l-am aflat, nu știu dacă s-a și dat cumva termen în acest dosar, și va da o soluție favorabilă aplicării acestor norme, pentru că practic ne-am întors de unde am plecat în urmă cu 2 ani până să apară această ordonanță. Și trăgând o concluzie la acest subiect, înțeleg că și noastră acolo pe privighetori, altfel o stradă cu ștaif văzut în Piatra Neamț. Trăiți sub poală de pădure și vă treziți dimineața nu încântat de cocoși și înlătrat de câini. Da. Da, interesant. Da, aceasta este... Și să știți că exact luând contact direct cu fenomenul, mi-a și venit ideea prin intermediul doamnei director de la Salubritas,
pe care am rugat-o să formuleze o solicitare apropo de capitolul vânători, pentru că mi-a spus: doamne, eu nu pot să-i trimit pe ai mei, că e muntele abrupt, în pădure se împrăștie foarte repede, deci trebuie cineva care să aibă abilitățile de a utiliza o pușcă sau un pistol cu tranquilizant. Oamenii mei nu se descurcă, în oraș e una, acolo este alta. Pot să vă spun că acum în județul Neamț nu mai există o asociație de vânători, ci mai multe, care administrează diverse fonduri de vânătoare, și din câte știu eu, vânătorii sunt deschiși la astfel de colaborări. Este singura soluție pe care trebuie să o aplicăm. Eu nu sunt vânător, care au spus: dacă primăria ne cere, ajutăm cu tot dragul, pentru că și noi avem copii, părinți, care nu vrem să fie atacați, mușcați, sfârșiați de acești câini, pentru că, vă spuneam mai devreme, e de ajuns un singur câine să atace toți ceilalți 10, 15, 20 în haită. Eu mai spun că mai avem o problemă care aparent este neluată în seamă. Toată lumea, știți că era la un moment dat o glumă sadică, să-i spunem așa, apropo cu iscoții dinții câinelui. Dincolo de ce înseamnă atacul violent și direct și vizibil, ei sunt purtători de tot felul de boli și de microbi. Da. Care în condițiile în care vin la tomberoane, vin la ușa blocului, plimbă. Pot fi chiar blânzi, pot fi agreabili cu oamenii, sunt mângâiați, avem parcuri de joacă în care își fac veacul, merge copilul care atinge, care pune mâna. Știu acest lucru și este, vă repet, o problemă. Din păcate, eu cred că dacă se urma aplicarea ordonanței și a normelor, în momentul de față ar fi fost o problemă pe care dispariție în Piatra Neamț. Cam toate comunitățile din România. Da, cineva care vă știe sau probabil vă urmărește în sensul bun activitatea, vă scrie un mesaj din Văleni, nici nu mă miră. Am avut și azi seară un pic întrebarea asta. Doamna viceprimar Simionică, care a venit foarte des în ultimul timp în Văleni, când ne rezolvă cu drumul? Cumva da. Spune telespectatorul că sunteți datoare, că ați promis. Da, am promis foarte multe lucruri în Văleni. Vreau să vă spun că... Acum te le faceți. În principiu toate, și nu numai în Văleni, în principiu toate sunt demarate. În sensul că capitolul drum va intra undeva în primăvară, dar sper să terminăm tronsoanele care le mai avem pe capitolul apă, mai avem câteva străduțe acolo de finalizat. Am promisiunea unei cooperări inclusiv cu Apa Servu pe acest capitol, pentru că este o bună bucată din cartierul respectiv care nu are apă în momentul de față. Avem toate aprobările posibile și sper ca în ianuarie să demarăm procedurile de contractare, deci să ajungem în faza de contractare la ceea ce înseamnă amenajarea torenților pe Bolovoaia, pentru că acolo am avut o mare problemă, nu doar pe ce înseamnă zona cartierului, dar chiar și pe investițiile primăriei, Văleni 1, unde avem locuințele sociale. Știu că era deja organizată licitația pentru acest proiect. Am aprobat o hotărâre de Consiliu Local în această săptămână, prin care am dat destinația de centru de permanență a două locații care se află în Văleni 1, respectiv două garsoniere alăturate, unde de asemenea suntem foarte avansați cu autorizarea acestui centru de permanență. Suntem respectiv în faza în care avem listele cu mobilier, cu amenajeri, inclusiv se lucrează pentru contractarea și pentru nominalizarea echipei de medici și de cadre medicale care își vor desfășura activitatea acolo. Eu sper că în ianuarie cel târziu vom da drumul. Am mai rezolvat cu iluminatul public în Văleni, ceea ce cred eu că este de extremă urgență. În afară de capitolul drum, care e o problemă veche acolo și din totdeauna, este în continuare decolmatarea cursurilor de apă și întreținerea și amenajarea acestora. Am încercat să implicăm și pe cei de la Apele Române, din câte știu mai departe ei au adus aceste solicitări de finanțare. Sperăm că undeva în primăvară pe Turcului și pe Mănăstirii Apele Române vor intra să reamenajeze aceste cursuri de apă care au făcut mari probleme în primăvara anului 2014, ca și în 2013 de altfel. Primim un alt mesaj interesant. Cineva vă solicită să trimiteți poliția locală mai des în piețe și atenție, cu un subiect concret.
de monitorizat cramele care funcționează după principiul magazin, nu bar, adică cele fără toaletă, care ar fi un fel de magnet, spune telespectatorul nostru, pentru diversi indivizi care beau la pahar, după aia agresează, spun diverse vorbe doamnelor, domnișoarelor care trec prin zonă, bă, mai mult după ce beau prea mult lichid. Să știți că am mai avut reclamații de astea și chiar s-a procedat la o retragere de autorizație exact pe aceeași motivație. Dimineața, la prima oră, am avut o întâlnire cu semnatarii protocolului pe ceea ce înseamnă ordine și siguranța cetățeanului în municipiul Piatra Neamț, respectiv conducerea poliției locale, a poliției municipale și a jandarmeriei, și am stabilit un program comun de lucru pentru perioada sărbătorilor, când se știe că apar tot felul de astfel de evenimente care riscă să denatureze. Am stabilit de asemenea, pentru că ați discutat despre piețe, ca în toate locațiile aglomerate, nu doar piața centrală, care prin tradiție este o zonă aglomerată, dar și piețele de cartier, precum și centrele comerciale, cu caracter de permanență sau măcar caracter de patrulă, cele trei echipaje sau echipajele mixte să monitorizeze aceste zone. E clar că cu cât ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului, crește și aglomerația, crește și tentația celor care au astfel de îndeletniciri și ne dorim să ținem aceste fenomene, aceste neplăceri aduse cetățenilor sub control. I-am rugat pe cei de la jandarmerie să readucă, așa cum am avut în program și în activitate și la Crăciunul anului din 2013, inclusiv mașina pe care o au la patrulare, cu staționare pe zona pieței centrale, în așa fel încât să poată interveni în condițiile în care se semnalează fapte antisociale, fapte de violență și în același timp să aibă punctul de plecare, dacă vor avea în program alte intervenții, tot de pe raza pieții centrale. Un alt mesaj, tot pe cramele din piețe, dar nu e pentru administrația locală, acum e pentru patronii acestor crame. Cineva spune, domnule, mai vedeți ce vă fac angajații, pentru că noi nu putem intra în aceste spații, pentru că vânzătorii pe care aveți angajați stau toată ziua la taclale cu diversi boschetari și practic nu mai unde intra, cumva confirmând mesajul de mai devreme. Na, și-au făcut oamenii un cerc relațional. Este bine, probabil sunt consumatorii de bază sau sunt clienții fideli. Dar ales magazine funcționează pe principiul vânzării a petului de vin, nu a paharului, adică ai mai mult de câștigat dacă... Este un comerț care trebuie monitorizat și administrat cu foarte mare atenție, pentru că din toate punctele de vedere se pot întâmpla și fapte dintre astea reprobabile, inclusiv pentru cel care are afacerea. Exact. Dar în primul rând se creează acest disconfort. Eu vă repet, am mai avut astfel de reclamații, chiar am trimis verificări de la primărie, s-au luat măsuri, mergi, domnule, sancțiuni. Mergi într-un bar acolo autorizat. Aveam un parter de bloc care crea mare disconfort pentru locatarii de la etajele superioare. Chiar am Eu avut nu voi probleme pleda acolo. Aici pentru, nu știu, sfințenie, se ocupa de instituții. Bun, vezi, mergi să bei un par de vin, mergi într-un bar, sunt băuturi și baruri pentru toate buzunarele, mai scump, mai ieftin, stai la o masă, dar nu într-o magheniță de asta, într-un spațiu mic, nu, poate unul e foarte civilizat, dar e mic, e îngrămădit, intră omul cu petul, cu bidonul, e, nu știu, cam peste mână. Ne-am apropiat de finalul emisiunii, ați mai avut și alte mesaje pe care nu le-am citit, aveți vreo 7 mesaje de felicitare, de îmbărbătare. Mulțumesc frumos, apreciez. Pe viceprimarul Aurelia Simionică. Sunt și vreo 3-4 mesaje cumva pentru întreaga conducere, inclusiv noua schemă de executiv stabilită ieri. Cineva vă spune să-l ajutați pe domnul proaspăt consilier cu atribuții de vice, domnul Popescu, să-și intre și el în mână, punându-l cumva într-o lumină, adică favorabilă totuși, că e mai tânăr și trebuie... Nu, experiența mea din alt domeniu decât cel administrativ m-a învățat că dacă există bune intenții, muncă și comunicare, se pot depăși foarte multe greutăți. În această idee, apropo de celebra întrebare cu cafeaua, așa, eu am... Bine, eu sper că s-a înțeles că acea întrebare cu cafeaua era o glumiță la care pe fond era serioasă din poziția și pe se referea la comunicare. Din poziția pe care o aveam amândoi ca viceprimari, i-am propus domnului Titic, cu atât mai mult
mai ales văzând că dă rezultate o astfel de întâlnire zilnică, să spunem, este de acord și dumnealui și în momentul de față, să demarăm fiecare zi cu mici întâlniri operative. Cu tot ceea ce înseamnă factorii de decizie. Să fie rupt primăria în perioada asta în două, compartimentele subordonate lui Chitic Hăisa, compartimentele subordonate lui Simionică Cea, sau invers, ca să păstrez. Vreau să vă spun că, deși pot părea aceste atribuții destul de separate sau independente, interacționează și atunci este obligatoriu să știm... Pe ordinea publică are la un moment dat legătură și cu asistența socială și invers. Să știm ce se întâmplă și să luăm în cunoștință de cauză hotărârile care se iau, chiar dacă țin doar pe anumite atribuțiuni. Dar momentul un viceprimar are o problemă care ține și de un compartiment din subordinea lui, dar și de altul că nu s-a inventat sistemul ăla să-l poți secționa în două. Eu în continuare merg pe această idee că vom reuși să facem echipă. A fost lucru în ideea în care am susținut și am făcut lobby acestui acord politic pe care noi l-am încheiat. Cunosc foarte bine lucrurile care sunt în primărie, cunosc foarte bine situația primăriei și cred că chiar cu, dincolo de ce înseamnă imagine personală, dincolo de ce înseamnă funcția pe care o ocupăm ori politic, ori în primărie, cred că în momentul de față este nevoie și de un pic de devotament pentru oamenii din Piatra Neamț, în așa fel încât să depășim toate nenorocirile care trebuie să recunoaștem, parcă au fost toate și sper să fi fost toate concentrate în 2014. Okay. Apropo că începe, o să avem în curând 2015. Da, stimați spectatori, nu mai este mult până la ștafeta dintre ani. Până atunci însă aici la TLM Neamț vom proceda la o ștafetă între niveluri de administrație. În scurt timp ieșim din direct, drept pentru care vă mulțumesc dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și ne-ați trimis și SMS-uri, mulțumesc invitatului în această seară, doamna viceprimar Aurelia Simionică, mulțumesc colegilor, dar ștafeta va fi, pentru că plec eu și mai ales pleacă doamna Simionică, și în platou la extemporal cu Alex Nechita vine domnul Constantin Iacoban, președintele interimar al Consiliului Județean în Neamț. Rămâneți pe TLM, numai bine, la revedere!